Și acum să mergem la colega noastră, Irina Tabaranu, care avea o știre de transmis astăzi, dar pe ultima 100 de metri am schimbat pentru că s-a întâmplat altceva în stânga Nistrului. După amiaza acestei zile, apropo, noroc Irina, ce mai faci? Noroc Irina! Stăteam, vă ascultam și mă uitam în pod să văd dacă nu zboară vreo dronă aici în redacția, zona de securitate. Și încă nu, încă nu a ajuns la Chișinău. Ce s-a întâmplat, Irina? Ia povestește. Săptămâna aceasta, la fel ca acum două săptămâni, a fost anunțat de către MGB-ul de la Tiraspol. MGB-ul este o structură similară cu KGB-ul sovietic, deci a fost o extindere a KGB-ului, că a avut loc un atac cu dronă kamikaze și că ținta a fost o unitate militară, paramilitară, mai corect spus, din stânga Nistrului. Paramilitară spun pentru că armata din Transnistria este ilegală și este considerată paramilitară. Și ar fi distrus acolo un radar, un mini-radar, o instalație de radiotelecomunicații. Și s-a anunțat, era foarte, știi, ca de fiecare dată când se întâmplă ceva în stânga Nistrului, camerele sunt pornite, butonul este pe rec și totul se înregistrează și se arată din prima sursă. Așa s-a întâmplat și de această dată și exact faptul că sunt mereu imagini dintr-o zonă atât de închisă, unde nu mereu sunt imagini despre ce se întâmplă în regiune, despre atacurile cu drone se află și se vede cumva mai că nu live. Noi am... nu că am descoperit, am încercat să căutăm mai multe informații despre locația unde a avut loc de această dată atacul cu presupusul atac cu dronă și este la un mini aerodrom sovietic din aici. Eu am mai discutat cu mai mulți experți, deci este în zona Vărâncău, poate ne-am grăbit să arătăm că este chiar în acea zonă, dar este în Vărâncău 100%. Acolo se vede unde este cerculețul cu roșu, cât cumva este un triunghi, Râbnița, Cobasna, Vărâncău. Și este la practic 6 km de Ucraina. Aceste locații, la fel ca locația de data trecută a fost în ziua alegerilor prezidențiale ruse, un alt presupus atac cu dronă, la fel kamikaze, și atunci a avut de suferit un elicopter. Un elicopter care nu mai funcționa de ani de zile, elicopter care era doar cutia sau doar această membrană carcasă. Externă, da, carcasă. Aleg locații foarte apropiate de frontiera cu Ucraina pentru a spune direct ulterior, dar indirect în momentul în care anunță că ar avea legătură cu Ucraina. Până la moment despre incidentul de azi nu s-a dat verdictul cine se face vinovat. Dar vreau să vă spun că autoritățile separatiste din stânga Nistrului au drone. Ei se lăudau în nenumărate rânduri că miliția transnistreană patrulează străzile cu drone, patrulează circulația rutieră cu drone. Deci nu ar fi o problemă pentru ei să aibă drone sau să însceneze astfel de provocări. Cel mai interesant este că pe 25 martie, după incidentul cu elicopterul, Biroul Politic de Reintegrare a anunțat că în viitorul apropiat am putea să ne așteptăm la noi astfel de provocări. Și azi deja este 5 aprilie, la 10 zile de la anunț, s-a întâmplat o nouă astfel de provocare. Biroul Politic de Reintegrare consideră că în spatele acestor mișcări s-ar afla Federația Rusă, care pune presiuni pe Tiraspol pentru a acționa. Irina, vreau să întreb, acel video care mi l-ai trimis, uite, eu... Дрон, что? Я знаю, что дрон. Нанёшь снизу, него что-то висит снизу. Не бомба, не цель. Сейчас на казарму. Нанёшь снизу, что-то висит. Irina,
E vorba chiar de o dronă de război sau e vorba de o dronă simplă? Este o dronă simplă, din câte putem vedea la prima vedere, dar nu sunt expert militar și nu am văzut până în momentul dat anumite comentarii de la persoane care ar avea mai multă expertiză ca mine să recunoască o dronă militară sau nu, dar nu pare. Fraza de la urmă, tipul a pleacă telefonul, da, îmi dau seama, el vede o dronă care în depărtare se pleacă și altă voce zice, все, выстрел. Tu, dacă ai vedea o dronă care zboară, tu știi în ce moment se aude выстрел? Sau tu pur și simplu ești martor la o explozie și scoți o exclamație. Acest все выстрел cât adevăr adaugă. Dar zic, pentru mine este super dubios că e vorba de drone de tip video, drone de nunți, concerte și da, muzică la nai. Și, și ei cu asta duc din nas oamenii. Ok, de data asta e ce încearcă să insinueze? Mai este o, nu știu, presupunere de ce se aude mai întâi vocea de după cadru care anunță că va fi explozia. Pentru că am văzut și la unele explozii din Ucraina, când explozia are loc, dar sunetul, valul de sunet este mai târziu. Deci nu neapărat putem să vedem aici ceva suspect. Dar este interesant cum de la toate aceste atacuri sunt imagini video. Imagini. Pentru că, da. Pentru că regiunea, cum spuneam, este una foarte închisă. Dacă foarte este extrem și rog să mă credeți pe cuvânt că noi uneori foarte mult timp trebuie să ne rugăm la diferite persoane sau să ne supunem riscului pentru a obține anumite imagini, anumite dovezi și acum regimul le pune la dispoziție, poftim, uitați-vă și reacționați, trimiteți Interpolul. Eu săptămâna aceasta am publicat pe zona de securitate un interviu pe care l-am avut cu vicepremierul Oleg Serebrean. Atunci l-am întrebat despre comunicatul din 25 martie, neștiind că uite, la sfârșit de săptămână urmează să mai avem un astfel de episod. Și l-am întrebat care este miza acestor provocări și cine ar sta în spatele lor. Este clar că în perspectiva autorităților noastre, Federația Rusă ar fi cea care pune presiune pe Tiraspol să acționeze astfel, dar haideți să vedem părerea vicepremierului despre miza lor. Doar o clipă. Miza acestora. Despre miza acestora s-a spus chiar în acel comunicat. Miza este destabilizarea, în primul rând, emoțională, dacă vreți, a societății, pentru că deseori astfel de acțiuni au anume scopul, un fel de destabilizare emoțională a societății. Și aici mă refer nu doar la partea dreaptă a Nistrului, mă refer și la partea stângă a Nistrului. Se atrage atenția în felul ăsta și în plan internațional la regiune, la dosar. Chiar dumneavoastră spuneați că în ultima vreme regiunea este tot mai frecvent cap de știre. Deci cumva în opinia lui este că cineva ar vrea să tragă atenție la regiune, dar dacă vreți opinia mea de ce se vrea acest lucru, cred că Rusia are nevoie de un motiv de a distrage atenția de la Ucraina și Tiraspolul totodată cumva este o coincidență de interese. Ar vrea ca partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova să fie un pic stresați, că uite, nu ar trebui să înaintăm cu reintegrarea, că vedeți că acolo nu este atât de stabil. Haideți să nu-i supărăm, haideți să le mai permitem să rămână în zona asta gri, zona de scheme și nu doar. Și ei cumva sunt pe aceeași undă acum, Tiraspolul și Moscova, fiecare cu interesele sale, dar trebuie să vedem și care sunt interesele noastre până la urmă. Cert este că oamenii reacționează destul de ok în spațiul public, deja nimeni mai crede în aceste atacuri. De reacții, da, dar mă tem că noi trebuie undeva să fim de acord și cu propaganda, pentru că, din păcate, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu pot să meargă nici la carcasa și de elicopter, nici la acest mega crater să zică, hei, uitați-vă unde e asta și ce s-a întâmplat. Pe teritoriul Republicii Moldova este o bucată bună de 11% de pământ, unde nu poți să te duci să demonstrezi dacă cineva te duce din nas cu zahărelul, cu minciuna, cu manipularea sau nu.
Și mai este un motiv de ce cred eu că aceste întâmplări sunt înscenate, pentru că ele nu au loc în zona de securitate, adică în perimetrul zonei de securitate. Dacă acest lucru ar fi în acest perimetru, atunci observatorii militari care sunt în componența Comisiei Unificate de Control, despre care noi am mai vorbit aici la Internetul Grește, dar cine nu cunoaște se poate documenta pe zona de securitate.md. Și dacă acest lucru s-ar întâmpla în acest perimetru, autoritățile constituționale prin aceste observatori ar putea merge la fața locului, ar putea vede și nu ar mai fi aceste supoziții, este sau nu este. Și Tiraspolul are grijă de fiecare dată ca aceste incidente să nu aibă loc în acest perimetru. Și acesta este un alt indiciu că se vrea cumva să se ascundă toate detaliile, să nu fie o a treia parte care să poată să confirme sau să infirme. Da, am putea cumva contextual să lipim asta la fostul lor, cum se cheamă, congres, la, nu știu, încercarea lor de a trage atenția Moscovei, chiar că uitați-vă, poate tot șmizați pe noi ca jucători. Sau tu crezi că asta lovește cel mai dur în Moldova percepută drept un viitor stat european și uitați-vă și din stabil acolo? Eu cred că mai mult în a doua lovește, pentru că congresul a fost o farsă totală, nu are niciun rezultat și nici nu s-a vrut să fie un rezultat. Pentru că trebuie să înțelegem, Transnistria își vrea liniște, vrea să fie lăsat în pace, să continue aceste scheme și să-și continue viața asta în statutul ăsta nerecunoscut. Ea nu vrea să vină aici Federația Rusă și să-și impună propriile reguli și nu vrea ca Republica Moldova să-și extindă puterea asupra acestui teritoriu. De aceea ea cumva vrea să fie neutră, însă având trupe ruse pe teritoriul său și având deasupra sa fratele mai mare, sau cum putem să-i spunem, Federația Rusă nu poate sta chiar atât de liniștită. Deci trebuie să facă anumite iluzii că este prorusă și că are intenții de a ține poziția Federației Ruse. Pentru că dacă el vrea să provoace ceva adevărat, ar avea resurse și ar avea cum. Dar acestea sunt niște, nu știu, fâsuri. Fâsuri. Eu cred că exact așa trebuia tu nouă să ne scrii burtiera. Dacă nu te superi, eu am să o reformulez, bine? Da, noi apropo, ne gândim, zic, băi, noi am scris de tare multe ori deja provocări. Și mai poate fi scris. De să luăm o nouă noțiune. Fâsă e tare bun. Irina, luna în care se mai putea de făcut donații de 2% din impozitul pe venit s-a încheiat, din câte știu eu, pe 31 martie, da? Nu? Până pe 30 aprilie. Aha, până pe 30 aprilie, prieteni. Minunat. Până pe 30 aprilie încă mai puteți contribui pentru a susține zona de securitate cu 2% din impozitul vostru pe venit. Este o procedură legală în care legislația vă permite să donați 2% în favoarea organizațiilor non-guvernamentale pentru mediul civic. Zona de securitate este una dintre acele organizații care foarte tare s-ar bucura de susținerea voastră, așa că nu ezitați să faceți această contribuție. Am avut o consultanță cu cei de la Centrul Contact, care promovează pe larg mecanismul 2%, și ei m-au atenționat să nu spunem niciodată cuvântul donație, pentru că aceasta nu este donație, dar este o redirecționare. Care deja sunt în bugetul de stat. Ei nu trebuie să scoată niciun leu în plus din buzunar pentru a redirecționa aceste 2%. Donația o face statul, nu e așa? Statul. Nu. Păi banii ăștia ar fi ajuns în bugetul de stat și statul decide ca acești bani să meargă în mediul civic, nu? Da, dar eu nici nu știu dacă noi în Moldova avem o legislație fiscală apropo de donații, cum au, nu știu, canadienii, americani, când faci donații la organizații de caritate și asta îți scoate din anumite cheltuieli sau venituri. Dar în cazul dat e o redirecționare. Este important să cunoaștem că acești bani oricum merg în folosul public. Ei nu sunt folosiți în alte scopuri decât la fel cum i-ar fi folosit și statul cu bugetul de stat. La fel, ei sunt condiționați de a fi folosiți în interesul public și zona de securitate face o muncă de interes public. Irina, tu vrei să spui că un fiu de deputat nu vrea un scaun nou la birou, la serviciu vamal, nu? Asta tot e în interesul public. Dar vezi că nu putem nici scaune să ne procurăm din acești bani. Este foarte bine să cunoaștem. Cum statul controlează? Da, ce, tu când afli, în primul rând, câți bani o să vină? În august. Ah, okay, abia în august afli că câți bani au fost redirecționați. Și cum ai voie să folosești acești bani? Abia în octombrie
primești banii și după asta poți să-i folosești doar în activități de interes public, scrierea unor investigații, promovarea unor evenimente. Ce minunat! Exact. Minunat. Da, un pantof, Gimiciu, măcar unul, măcar un pantof. Deplasări în zona de securitate, de exemplu, sau în unele evenimente în zona de securitate. Irina, noi un pic mai târziu în emisiune ați povestim cum un produs online, o emisiune, a unei, scuze de expresie, jurnaliste, cu 4.000 de euro faci o lealici, pur și simplu, și podcast, și Gimiciu, și interviuri, e ca acolo a să vieți. 4.000 de euro acea emisiune și eu... Nu, dar omul zice cu gurița ei, o zis, eu am auzit, nu? Și nimeni nu a contrazis. Jurnalistul de vis-a-vis n-a contrazis, n-a pus la îndoială aceste cifre. Dar cât crezi tu, Irina, că de fapt costă o asemenea emisiune? Iată, tu faci producție, noi facem producție. Tu cum crezi? Cât eu costă? Cred, de exemplu, la noi ar costa mai puțin pentru că oamenii cu care lucrăm, ei sunt doritori să lucreze cu noi. Ei nu ar avea probleme de integritate dacă ar lucra cu noi. Ar avea poate probleme de securitate. Dar știind cum lumea se ferește de Natalia Morar și cum ea trebuie să motiveze acei oameni, sunt sigură că costurile sunt mult mai mari și montajul pe care realizează la emisiune este de un nivel foarte înalt, trebuie să recunoaștem. Studioul, dar promovarea, post-producția, cumva post-producție este foarte impunătoare. 60.000, tu, Andrei, ai descoperit această cifră. Eu acum le-am numerat pe toate și până azi, până la emisiune, credeam că sunt 820, m-am uitat vreo două zile în urmă, azi deja sunt 830 de publicități, 830 de publicități pe pagina ei de emisiune, de când o lansat, și asta e mai puțin de 2 ani. A? Deci până la urmă, care ar fi după tine o cifră reală pentru asemenea produs mediatic? 7 angajați, 2 emisiuni pe săptămână, da? Eu cred că dacă reșim din faptul că sunt 7 angajați, cred că ar fi peste 7.000 de euro. Eu cred că e mai mult. Dacă angajații măcar sunt remunerați cu drept de autor, da, mai adaugă un 12%, măcar 12%. Nu, eu cred că e mai mare bugetul. Grăiești invidia în voi, băi, oameni buni. Hai să nu numărăm bani străini și să-i adunăm ai noștri prin redirecționarea de 2%. Numărăm și noi, că noi n-am visat la așa bani niciodată, da, pentru producție, așa că numărăm și noi. Noi am ars, dar din jiet ca pasărea încă n-am ajuns, așa că vrem și noi. Irina, mulțumim foarte mult, prieteni. Pentru mai multe informații, urmăriți zona de securitate.md. Iată aici o adresă prin care puteți să susțineți întreaga echipă zona de securitate sau, cum am menționat mai devreme, prin mecanismul de distribuire a 2% din venit. Mulțumim, Irina. Mersi, Irina. O seară bună, îți dorim.